despart, iată, 175 de ani de la proclamația pașoptiștilor de pe Câmpia Libertății de la Blaj. Cu o periodicitate aproape matematică, constatăm că circa 3 decenii ne despart marile mișcări populare, să fie vremea oare a unei noi proclamații? Într-un cenușiu 2 noiembrie 1784, începeau frământările, sfârșit de macabru în 28 februarie 1785, cu măruntaie sfinte, pe roate trase, de Horea, de Cloșca, de Crișan. În 23 ianuarie 1821, pe câmpia de la Padeșul Gorjan, își striga domnul Tudor cu pandurii la luptă. În 1848, aici la dumneavoastră, pe câmpia de la Blaj, se scria istoria românilor cu sânge de martiri și eroi. 9 mai 1977 este ziua care, după 30 de ani, vine să declare independența României. Urma Ecaterina Teodoroiu, într-un sfârșit tragic de prim război mondial, în 22 august 1917, pentru ca apoi, la încă 30 de ani distanță, să se încheie tragic cel de-al doilea război mondial. Apoi decenii de împliniri mărețe ale torționarilor comuniști, încheiate într-un Crăciun însângerat al Revoluției din 1989. Democrația noastră avea să fie încă 3 decenii de răbdare, de depopulare, de deznădejde sau dimpotrivă de speranțe deșarte spre azi, 14 mai 2023. Îmi pare că e vremea bilanțului, dragi români, și dacă noi, cei de azi, nu știm a scrie proclamație, dacă Andrei Șaguna nu mai este lângă episcopul Lemenii, dacă nu avem un Avram Iancu, un Simion Bărnuțiu, un George Barițiu, un Augustin Treboniu Laurian, un Alexandru Papiu Ilarian, atunci propun să facem din proclamația pașoptiștilor proclamația noastră și spunem. Se cerea atunci, în urmă cu 175 de ani, ca națiunea română să fie una liberă și independentă, bazată pe egalitate și fraternitate. Aceasta era principala cerință a proclamației de la Blaj. Revenind în zilele noastre, ar trebui noi oare a înțelege că avem libertatea de a îngroșa numărul populațiilor tinere emigrante, care își nasc copiii în alte țări, se îngrijesc de bătrânii de altă limbă decât cea maternă, în timp ce țara noastră se depopulează, bătrânii noștri se neacă în lacrima dorului și a bolilor? Națiunea română cerea învățământ în toate așezările, la toate nivelele, de la școala primară și până la universitate. Se impune acum o completare în vremurile noastre, despre care pașoptiștii nu aveau de unde să afle. Și anume, cadascălul nostru să fie respectat și remunerat pe măsura harului său divin, care ne transformă blăstarele noastre în inteligența cea mai de preț comoară a țării noastre. Cum să regăsim noi în vremea noastră, dragi români, în România educată, plină de veșnice schimbări ale legii învățământului, când propunem spre legiferare obligativitatea a 2 ore de matematică până la încheierea liceului? Ce să ne calculăm noi, dragi aleși ai neamului? Datoriile și sărăcia, pierderile sau micșorarea constantă a numărului în recensământul populației? Și unde ați pierdut dumneavoastră istoria nației, limba și literatura română și marii clasici care ne-au lăsat să fim acum pe pământul acesta? Prima scriere din toate timpurile a fost descoperită acum 7500 de ani pe teritoriul acestei țări, la Tărtăria. Dar copiii noștri nu sunt învățați aceste lucruri. Cât sânge de erou a sfințit glia strămoșească,
ar putea scrie toate manualele de istorie din toți cei 12 ani de studiu și poate că asta am fi dispuși să acceptăm ca materie obligatorie din clasa 1 până între a 12-a. Revin la proclamația pasoptiștilor și regăsesc la loc de cinste desfințarea iobăgiei. Și o transpun în prezent cu întrebarea: iobăgia este astăzi cu legătorul de șparanghel sau căpșunarii sau OMV-ul? Este mâna de lucru într-o ridicare a cartierelor străine sau mințile sclipitoare educate în școlile noastre ce aduc plus valoare altor state? Iobăgia este la poarta ferecată a minelor de cărbune oltenesc sau în fața lacătelor ruginite și ele ce închid micile afaceri care au crescut această